Bărbatul care a amenințat cu o armă de jucărie angajata unei case de schimb valutar din Bumbești-Jiu și a luat o parte din banii din casă a fost prins după o lună și jumătate. Oamenii legii l-au ridicat marți seară după ce au percheziționat locuința acestuia din Petroșani și pe cea a concubinei lui din Petrila. Anchetatorii au găsit hainele autorului tâlhăriei pe defileul Jiului, unde le-a aruncat ca să nu poată fi găsit. În această dimineață, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în urma a două percheziții domiciliare efectuate pe raza municipiului Petroșani și a orașului Petrila, județul Hunedoara, au identificat un bărbat de 41 de ani din municipiul Petroșani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie săvârșită la data de 25 februarie anul curent pe raza orașului Bumbești-Jiu. Cel în cauză urmează a fi adus la sediul poliției, iar față de acesta vor fi luate măsurile legale. Bărbatul de 41 de ani a intrat în casa de schimb în data de 25 februarie, iar de atunci era căutat de polițiști. Oamenii legii au descoperit că acesta schimbase o parte din valuta furată la mai multe case de schimb din Petroșani și Petrila. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, iar autorul a fost reținut și introdus în arestul IPJ Gorj.